Bună ziua, vă mulțumim pentru participarea la conferința organizată de CNCAV. Aș începe prin a menționa faptul că astăzi, din păcate, avem peste 3900 de cazuri confirmate și raportate de infecție cu SARS-CoV-2, în condițiile în care vorbim de o rată de pozitivare a testelor de circa 1,2%. În ziua precedentă am avut de două ori mai puține cazuri cu aceeași rată de pozitivare, ceea ce mă face să cred că în perioada următoare creșterea cazurilor se va menține, nu se întrevede o posibilitate de stagnare a creșterii numărului de cazuri. De altfel, situația este explicată în primul rând de faptul că varianta Delta a devenit dominantă inclusiv în România și, de asemenea, unul din doi români nu au niciun fel de protecție față de această boală, în sensul că nu au fost nici vaccinați și nu au trecut prin boală, nu au istoric de trecere prin boală. Ori din acest punct de vedere, chiar în marile aglomerări urbane, unde rata de imunizare colectivă, fie prin boală, fie prin vaccinare, este de peste 50, chiar peste 60%, totuși vorbim de 40%, care se traduce în valoare absolută la sute de mii de persoane care nu au niciun fel de protecție în fața infecției cu SARS-CoV-2. Și atunci, mesajul rămâne unul foarte clar: respectarea măsurilor de prevenție, masca, evitarea zonelor supraaglomerate, igiena și vaccinarea reduc pe de o parte riscul de infecție, pe de altă parte riscul de a face o formă gravă, de a ajunge la spital și de a muri din cauza maladiei COVID-19. Din păcate, vedem că un număr din ce în ce mai mare de persoane ajung în terapie intensivă într-un timp relativ scurt, ceea ce reprezintă un fenomen absolut îngrijorător din punctul meu de vedere, și anume, dacă ne uităm la cazurile diagnosticate de infecție cu SARS-CoV-2, peste 80% sunt cazuri la persoane nevaccinate și, de asemenea, la decese, peste 92% din decese sunt la persoane nevaccinate. De ce atenționez acest lucru? Pentru că în spațiul public se transmit mesaje complet incorrecte și inexacte că persoanele vaccinate îmbolnăvesc persoanele nevaccinate, și anume că fac infecții asimptomatice sau infecții subclinice care sigur contribuie la răspândirea virusului. Eu pot să vă spun că din punct de vedere comportamental, persoanele vaccinate sunt persoane care respectă și celelalte măsuri de prevenție, sunt persoane extrem de atente la riscul de infecție și în principiu se corelează cu respectarea atât a măsurilor nefarmaceutice. De asemenea, faptul că vedem peste 80% din persoanele diagnosticate ca fiind nevaccinate, cred că se traduce și printr-un comportament la risc, și anume o percepție redusă a riscului de infectare. Fiecare persoană își evaluează propriul risc, plecând de la contextul și membrii din familie, dacă au persoane vulnerabile cu care locuiesc la aceeași adresă. Tendința este evident să subevaluăm acest risc de îmbolnăvire. De asemenea, dacă ne uităm la faptul că varianta Delta în momentul de față este dominantă, comparativ cu varianta Alpha, când rata bazală de reproducere a cazului era de circa 2, comparativ cu rata bazală de reproducere a cazurilor la varianta Delta de 5 în medie, pot să vă spun că după 8 cicluri repetitive de transmitere, de la un caz cu variantă Alpha se ajunge în circa 2 luni la alte 256 de cazuri noi de boală, spre o deosebire de varianta Delta, în același interval de timp, de la un caz pozitiv, se poate ajunge la peste 390.000 de persoane infectate, ceea ce înseamnă un număr de peste 1.500 de ori mai mare de persoane infectate în același interval de timp, din simplu motiv că varianta Delta este înalt transmisibilă, este mult mai contagioasă, și într-o populație nevaccinată, unde nu se respectă măsurile de prevenție, se răspundește extrem de ușor. Repet, transmiterea variantei Delta este similară cu nivelul ridicat de răspândire al bolilor transmisibile ale copilăriei, pojarul, vărsatul de vânt și așa mai departe. Se răspundește foarte ușor. Tocmai de aceea, în momentul de față, este foarte important să respectăm și celelalte măsuri de prevenție nefarmaceutice, în mod deosebit în zone supraaglomerate, chiar dacă sunt în spații exterioare, în atunci unde există risc mare de expunere, și
cu atât mai mult în spațiile închise. Tot în acest context, în urma consultării grupului științific din Comitetul Național de Coordonare a Vaccinării, în săptămâna precedentă s-au luat mai multe decizii vis-a-vis de extinderea indicației de vaccinare, și anume aș face câteva precizări legate de vaccinarea heterologă. În cazul persoanelor care au făcut prima doză cu un anumit tip de vaccin și care din vari motive, cel mai frecvent motive medicale, au amânat decizia de a efectua cea de-a doua doză. Fie de teama reacțiilor adverse, fie s-au infectat între timp și nu au mai dorit să se vaccineze. Este foarte important să completăm schema de vaccinare, chiar dacă am depășit intervalul recomandat de timp în autorizarea fiecărui tip de vaccin, deci practic niciodată nu e târziu să facem doza 2 pentru a completa schema de vaccinare. Așa încât, pe lângă contraindicațiile absolute, pe care le știm cu toții, pentru că cea mai frecventă situație de amânare a dozei de rapel este în cazul persoanelor vaccinate cu vaccinul de la compania AstraZeneca. În aceste situații, pe lângă contraindicațiile absolute, șocul anafilactic după prima doză, sau un eveniment trombotic cu trombocitopenie, sau sindromul de extravazare capilară, persoanele pot efectua cea de-a doua doză cu un alt tip de vaccin, de pildă pe bază de ARN mesager, însă în baza unei recomandări medicale, pentru că această decizie nu este una la cerere, ci se face după ce ne sfătuim cu medicul nostru, fie medicul de familie, fie medic specialist de boli infecțioase sau de altă specialitate, atunci când sunt anumite contraindicații, ca să spun, la limită. De pildă, o reacție alergică care nu îndeplinește criteriile de șoc anafilactic, dar pacientul, dacă are și alți factori de risc, medicul poate să decide, evident, în beneficiul persoanei respective, să recomande un alt tip de vaccin. Toate celelalte motive de amânare a dozei de rapel, a celei de-a doua doze, din teamă, iarăși teama, o putem învinge, o putem contracara în discuția pe care noi o avem cu medicul de familie. Tocmai de aceea am lăsat această recomandare medicală în ideea de a mai pune încă un filtru, încă o etapă în care persoana respectivă poate să discute cu medicul de familie despre beneficiile vaccinării, despre riscuri, despre importanță. Și atunci considerăm că este modalitatea prin care majoritatea persoanelor care au făcut cel puțin o doză din vaccinul de la compania AstraZeneca pot în momentul de față să-și completeze schema de vaccinare cu un alt tip de vaccin, repet, la recomandarea unui medic specialist sau medicului de familie. Un al doilea lucru pe care vrem să-l menționăm este legat de vaccinarea în cazul femeii gravide sau femeilor care alăptează în momentul de față. Știm foarte bine că datele științifice din viața reală ne arată că nu se identifică riscuri de teratogenitate, adică de toxicitate asupra fătului, și de asemenea de toxicitate asupra nou-născutului sau sugarului prin alăptare în cazul vaccinării femeii gravide sau respectiv a mamelor care alăptează. Așa încât, ținând cont de recomandările societăților științifice internaționale și de poziția societății de obstetrică și ginecologie din România, vaccinarea în momentul de față știm că este indicată tuturor persoanelor începând de la vârsta de 12 ani, dacă vorbim de cele două tipuri de vaccinuri de la compania Pfizer-Moderna, respectiv peste 18 ani folosind celelalte două tipuri bazate pe vector viral, și mai mult decât atât, femeile însărcinate sau care alăptează pot beneficia de vaccinare împotriva COVID-19, indiferent de tipul de vaccin pe care alege să îl folosească, vaccinuri, evident, din cele patru autorizate în momentul de față de Agenția Europeană a Medicamentului. Readuc aminte faptul că o singură doză de vaccin, în cazul celor care se folosesc în două doze, nu este suficientă pentru protecția față de infecția cu SARS-CoV-2, varianta Delta, și pentru prevenirea cu o eficiență ridicată a formelor grave și a spitalizărilor.
De asemenea, pentru că se apropie sezonul gripal, este important de menționat că vaccinarea împotriva COVID-19 se poate efectua simultan cu celelalte tipuri de vaccinuri care sunt incluse în Programul Național de Vaccinare sau în cazul vaccinărilor la grupe populaționare la risc, cum este vaccinarea antigripală. Așa încât cine dorește să se vaccineze antigripal poate să beneficieze, de pildă, la medicul de familie și de vaccinare COVID-19, pentru că se pot face simultan sau la orice alt interval de timp față de doza de vaccin COVID-19 sau invers. Deci nu există limitări din acest punct de vedere și sunt recomandări foarte clare ale Centrului de Control al Bolilor din Statele Unite. În ceea ce privește doza 3, vreau să mai fac câteva precizări. În momentul de față, Agenția Europeană a Medicamentului evaluează datele științifice care au fost depuse de compania BioNTech Pfizer pentru autorizarea dozei 3. De asemenea, urmează să se evalueze și datele de la compania Moderna, tot pentru doza 3. Și din calendarul de evaluare, foarte probabil că în prima săptămână a lunii octombrie se va emite autorizarea pentru cea de-a treia doză, dar aș vrea să explicăm foarte clar ce înseamnă doza 3. Am mai făcut acest lucru, însă consider că oamenii trebuie să înțeleagă foarte bine ce înseamnă doza 3. Și anume sunt două recomandări. Pe de-o parte, administrarea unei doze suplimentare, unei doze adiționale de vaccin COVID-19 pe bază de ARN mesager, care să fie administrat la un interval apropiat de doza a doua sau prospectiv atunci când inițiem o schemă de vaccinare de novo la persoanele cu status imun precar. Și aici vorbim de persoane care sunt post-transplant, persoanele care sunt cu terapie oncologică activă, persoanele care sunt cu alte afecțiuni cu imunodeficiențe primare, imunodeficiențe dobândite, cum este infecția HIV netratată sau în stadii avansate, în stadii de SIDA, imunosenescența, adică persoanele în vârstă, persoanele de peste 65 de ani, în mod deosebit cei care sunt rezidenți în centrele sociale, în căminele de vârstnici, de asemenea pacienții care fac terapii imunosupresoare, terapii biologice sau cortizonice cu doze mari și pe durată prelungită de timp. Și o a doua recomandare este de administrarea unei doze de rapel care se face la cel puțin 6 luni de la schema inițială de vaccinare și care în principiu vizează pe lângă categoriile populaționale la risc și restul populației care a primit cel puțin prima schemă de vaccinare. Practic, aici avem în vedere sau în obiectiv consolidarea răspunsului imun după prima schemă pentru a asigura o durată mai mare a protecției oferită după prima schemă de vaccinare. De altfel, noi știm că acest principiu este folosit în general în vaccinologie. Toate vaccinurile care sunt folosite, inclusiv în Programul Național de Vaccinare al Copiilor, necesită un rapel după un interval de timp. Așa încât, în momentul acesta, se are în vedere această recomandare de a administra o doză de rapel, iarăși la categorii populaționale care fie au un risc crescut să se expună la boală, cum e personalul medical, sau persoanele vulnerabile, persoanele cu boli cronice și restul populației generale, cu condiția să avem minim 6 luni de la schema inițială și, de asemenea, cei care au istoric de trecere prin boală, teoretic, nu au nevoie de a face această doză de rapel, ținând cont de faptul că după o schemă completă de vaccinare cu 2 doze, dacă mai ai și istoric de trecere prin boală, indiferent de intervalul de timp față de schema de vaccinare, nivelul anticorpilor este mult mai crescut, deci practic imunogenitatea este crescută și chiar dacă nivelul acesta scade, nivelul anticorpilor scade, se menține încă la un nivel suficient de ridicat pentru a asigura protecția față de forme severe, față de spitalizare și față de deces. În momentul de față, platforma este în curs de adaptare, platforma de programare și de asemenea am transmis către comisiile de specialitate din Ministerul Sănătății și Colegiul Medicilor pentru a defini exact care sunt acele categorii populaționale care îndeplinesc prin diagnosticele pe care le au sau prin terapii criterii de imunosupresie. Foarte probabil că va fi prima categorie cu care vom începe în funcție de
recomandarea Agenției Europene a Medicamentului. Ne așteptăm fie ca această autorizare să se dea concomitent pentru cele două indicații, adică doza adițională sau doza de rapel, sau să se dea inițial pentru doza adițională și ulterior pentru doza de rapel. În concret, dacă vom avea această decizie, practic în luna octombrie vom putea demara activitatea de administrare a dozei 3, fie că vorbim de o doză adițională, fie că vorbim de rapel. În ceea ce privește indicația de administrare a vaccinului de la compania Pfizer la copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 11 ani, foarte probabil că datele, din ceea ce noi știm, vor fi depuse la FDA la sfârșitul lunii octombrie. În momentul de față, la Agenția Europeană a Medicamentului nu s-au depus datele științifice pentru evaluare. Ne așteptăm ca spre finalul acestui an, probabil noiembrie, sfârșit de noiembrie, să fie depuse și evaluate. Deci e posibil ca până la sfârșitul acestui an să avem o recomandare din partea Agenției Europene a Medicamentului în acest sens, dar recomandarea noastră principală va fi către acele grupe de copii care sunt în evidență cu boli cronice care expun unui risc crescut de a face forme grave de îmbolnăvire. În ceea ce privește vaccinarea în unitățile de învățământ, știm foarte bine că ieri au început școala. Principala modalitate prin care se va asigura vaccinarea în unitățile de învățământ, din discuțiile pe care le-am avut cu colegii din Direcțiile de Sănătate Publică, rămâne vaccinarea cu echipe mobile. Vor fi de asemenea unități sanitare care vor avea în cabinetele școlare puncte de vaccinare, cabinete de vaccinare, și acolo va fi asigurat accesul la vaccinare, și de asemenea anumite unități de învățământ vor fi arondate către centre fixe deja funcționale. Spre sfârșitul acestei săptămâni, probabil că vom avea o centralizare la nivel național pe fiecare județ, care va fi modalitatea prin care o unitate de învățământ va avea acces la vaccinare. S-a așteptat această săptămână tocmai pentru a centraliza, pe de o parte, intenția de vaccinare și pentru a găsi modalitatea optimă prin care să asigurăm accesul la vaccinare. Mesajul meu este acela de a afișa la nivelul fiecărei unități de învățământ în zona accesibilă publicului care este modalitatea de vaccinare în unitatea respectivă și care este programul de vaccinare, programul de lucru, așa încât cei care doresc să se vaccineze, elevi, părinți, bunici și angajații unității de învățământ, să știe cum vor face acest lucru și în ce interval de timp. De asemenea, continuă acțiunile de informare în unitățile de învățământ. În momentul de față s-au derulat acțiuni de informare în sistem online, în cadrul ședințelor cu reprezentanții copiilor, cu părinții, cu bunicii, în peste 20 de județe și sunt în curs de organizare în alte 17 județe. De asemenea, aș vrea să fac un apel, chiar dacă risc să repet anumite mesaje, este important să înțelegem că pentru reducerea transmiterii virusului de la o persoană la alta, trebuie să respectăm măsurile de prevenire a răspândirii infecției, mască, evitarea zonelor supraaglomerate, atenție la igiena personală și distanțarea fizică de cel puțin un metru față de celelalte persoane și trebuie să ne vaccinăm, în mod deosebit cei care se află în evidență cu afecțiuni cronice sau cei de peste 65 de ani, persoanele în vârstă. Există de asemenea o tendință în momentul de față de scădere a vârstei la persoanele care fac forme grave, chiar cei care decedează, din păcate, vârsta mediană înregistrată este de circa 68 de ani față de 71 de ani și procentul celor care mor din cauza maladiei COVID-19 fără comorbidități este în ușoară creștere. Deci există acest semnal că varianta Delta ar putea genera și forme cu o virulență, cu o agresivitate mai mare. Toate datele în momentul de față, indiferent de unde provin, atât din Europa, din Statele Unite, chiar și din Israel, ne arată că vaccinarea reduce, pe de o parte, riscul de infecție, scade riscul de generare a unor variante virale mutante. De ce? Pentru că atâta timp cât virusul se răspândește foarte ușor de la o persoană la alta, îi dăm o șansă în plus să
acumuleze noi mutații și să genereze variante virale noi. Așa încât o persoană vaccinată care are anticorpi va limita foarte mult multiplicarea virusului și va scădea probabilitatea ca virusul să acumuleze noi mutații la nivelul proteinelor de suprafață. De asemenea, vaccinarea reduce semnificativ riscul de formă severă, reduce semnificativ riscul de spitalizare și, ceea ce este foarte important, reduce riscul de deces. Reduce riscul de a muri din cauza unei boli pe care astăzi o considerăm în cea mai mare parte a cazurilor prevenibilă prin vaccinare. Sunt decese care pot fi evitate doar prin vaccinare. Măsurile celelalte nefarmaceutice ne reduc riscul de infecție. Dar în momentul în care suntem infectați și suntem vulnerabili, suntem din acea categorie de risc, forma severă de boală se atinge într-un procent semnificativ și faptul că am purtat sau nu o mască de protecție nu influențează parcursul natural al bolii. Doar vaccinarea reduce forma clinică de boală și anume severitatea. De asemenea, cred că este foarte important de făcut un bilanț al conceptului, al programului de vaccinare Orașul Vaccinează Satul, care s-a finalizat la 31 august, dar care va fi reluat în funcție de solicitările care vor veni din fiecare comunitate în parte. Au fost peste 97 de acțiuni de vaccin, 97% din comunele din România, din localitățile din rural, au avut activități de vaccinare și în total s-au vaccinat circa 1,15 milioane de persoane prin toate modalitățile cunoscute la acest moment, fiind administrate peste 2,6 milioane de doze de vaccin. La nivelul cabinetelor de medicină de familie, în acest moment se înregistrează activități de vaccinare în circa 2770 de cabinete și au fost vaccinate peste 397.000 de persoane. Sunt 149 de spitale publice în care au fost vaccinați peste 8.000 de pacienți și 26 de spitale private în care au fost vaccinați aproape 1.900 de pacienți. Rata de acoperire vaccinală la nivel județean și la nivelul municipiului București. Municipiul București se apropie de 50%, practic vorbind de 49,7% rată de acoperire vaccinală din populația eligibilă de peste 12 ani, urmat de Cluj cu 46% și Sibiu 40%. Practic 40% din județele din România, incluzând municipiul București, au o rată de acoperire vaccinală de peste media națională, peste 30%. Sunt 55% din județe care au o rată de acoperire vaccinală între 20 și 30% și doar 5%, adică două județe, Giurgiu și Suceava, care încă sunt undeva la 19% rată de acoperire vaccinală. Sunt la acest moment 583 de centre de vaccinare active cu circa 835 de fluxuri pe cele patru tipuri de vaccinuri care asigură o capacitate de vaccinare de circa 85.000 de persoane la maxim. Această capacitate de vaccinare este doar în centrele fixe, la care se adaugă posibilitatea de vaccinare cu echipe mobile, în cabinetele de medicină de familie, în unitățile sanitare și, practic, oricând putem să reactivăm centrele care au activitate suspendată. De altfel, pentru doza 3, foarte probabil că marea majoritate a spitalelor va asigura vaccinarea personalului propriu pentru doza de rapel și vom descentraliza foarte multe activități de vaccinare. Bilanțul de la debutul campaniei de vaccinare și până la acest moment sunt circa 5,32 de milioane de persoane vaccinate cu cel puțin o doză, peste 5,2 fiind persoane vaccinate cu schemă completă. Am mai anunțat faptul că avem aproximativ 200.000 de copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 12-19 ani care au primit cel puțin o doză de vaccin. Asta reprezintă cam 15% acoperire vaccinală cu cel puțin o doză din cei eligibili. De asemenea, avem
o rată de acoperire vaccinală la persoanele din grupa de vârstă de la 30 și până la 80 de ani, inclusiv de circa 35%, și o rată insuficientă de acoperire vaccinală la peste 80 de ani, unde este de aproximativ 20%. Încă un lucru pe care l-am observat la persoanele după vârsta de 60 de ani, există o diferență de circa 20% între bărbații care s-au vaccinat și femei, aspect care nu se regăsește la cei sub vârsta de 60 de ani, această diferență se șterge progresiv, iar singura explicație pe care o avem, ținând cont că vorbim de aceleași tipuri de informații la care sunt expuse persoanele respective, același model comportamental, foarte posibil ca anumite aspecte care țin de valențele religioase, ale de credința fiecărei persoane, știm că în general, inclusiv în ceea ce privește reacțiile adverse, persoanele de sex feminin, femeile, sunt mai conștiincioase, raportează mai frecvent reacțiile adverse, ori din acest punct de vedere, credem că are legătură cu comportamentul fiecărei persoane în parte. Dar există această diferență importantă între bărbați și femei după vârsta de 60 de ani. Practic e o diferență de circa 20%. Posibil și celelalte aspecte, repet, care țin de viața religioasă, se explice această diferență, această reticență mai mare la femeile după o anumită vârstă, după 60 de ani. În ceea ce privește profilul de siguranță, în momentul de față au fost raportate, cumulat până la 13 septembrie, peste 17.070 de cazuri de reacții adverse post-vaccinale, cu o rată de raportare a rapid de 1,7 reacții adverse la 1.000 de doze administrate. Cu acestea eu voi încheia și dau cuvântul domnului secretar de stat, Andrei Baciu, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Pentru început, câteva chestiuni legate de certificatul digital de vaccinare. Până în acest moment au fost eliberate 2.542.403 certificate. Se păstrează proporția pe care am avut-o și până acum, respectiv 94,16% sunt certificate care atestă vaccinarea. În legătură cu vaccinarea în cadrul operatorilor economici privați, continuă și această activitate. Sunt 614 companii până în momentul de față care au inițiat această activitate. 93 sunt din domeniul Horeca. Aproximativ 80.000 de persoane au fost vaccinate în acest fel, iar în momentul de față această activitate este în curs în cadrul a 37 de companii private. În dorința noastră de a merge cât mai aproape de oameni, au fost inițiate mai multe tipuri, mai multe abordări particulare în târguri, piețe, parcări, în supermarketuri, așa cum am menționat. Cu aceste acțiuni care au fost de cele mai multe ori inițiative locale, ale autorităților locale, până în acest moment, în acest fel, au fost vaccinate 85.639 de persoane. Cu privire la misiunile de transport, în cadrul campaniei de vaccinare, până în momentul de față au fost efectuate 14.700 de misiuni de transport la nivel național, cu ajutorul a 40.300 de persoane din cadrul MEAI, din cadrul Poliției Române, Jandarmeriei Române, Poliția de Frontiere și IGSU, la fel din cadrul Ministerului Apărării Naționale, peste 10.400 de persoane. Cu privire la dozele de vaccin pe care România le-a recepționat, până la data de 13 septembrie, în România au fost recepționate 18.522.449 de doze de vaccin, Pfizer-BioNTech 11.595.149, Moderna 2.472.000, AstraZeneca 3.374.000, Johnson & Johnson 1.081.300 de doze până în acest moment. În legătură cu dozele care vor sosi în perioada următoare, ținând cont și de stocurile existente, în afară de dozele de la Moderna și AstraZeneca care sunt suspendate pentru săptămânile următoare, vom primi de la Pfizer-BioNTech în luna septembrie 1.518.660 de doze.
Acestea sunt distribuite în ultimele două săptămâni ale lunii septembrie, respectiv în săptămâna 20-26, 436.410 doze, iar în ultima săptămână, 27-30, 1.082.000 de doze de vaccin. Pentru dozele de vaccin produse de Johnson & Johnson, calendarul de livrare este incert pentru moment, date fiind și chestiuni legate de producție, pe care le-am anunțat și data trecută. O chestiune în plus pentru legate de donații și revânzări sunt practic finalizarea aranjamentului cu Coreea de Sud, astfel că până în momentul de față a fost finalizată și vânzarea de doze de Pfizer, 1.053.000 de doze de Pfizer care au fost vândute. Și tot legat de managementul stocului și managementul eficient al stocurilor, de fapt, e important de menționat și faptul că a fost emisă și recomandarea, extinderea, de fapt, a valabilității vaccinurilor produse de Pfizer-BioNTech la 9 luni de zile pentru stocare la minus 80 de grade, 3 luni extensie față de 6 luni cât erau valabile până în acest moment, ceea ce permite o utilizare, sigur, mai îndelungată, dar și un management mai eficient al stocurilor. Eu cam atât am avut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu. Roana Rotaru de la Antena 3, aș avea câteva întrebări. Nu, numai puțin. Începem partea de întrebări din partea dreaptă. Mulțumesc. Diana Brâncuș, Televiziunea Română. Acum două săptămâni, datele pe care le prezentați arătau că după 15 august vor fi peste 2.000 de cazuri. Astăzi sunt deja aproape 4.000 de cazuri noi. Cum arată noile scenarii și cum v-ați adaptat strategia de acțiune în ceea ce privește controlul epidemiei în acest moment? Așa cum ați observat, toate scenariile de evoluție au fost sub ceea ce s-a întâmplat în viața reală, pentru că, repet, vorbim de varianta Delta mult mai transmisibilă, mult mai contagioasă. Indiferent de tipul de scenariu de care vorbim, măsurile rămân aceleași. Respectarea utilizării măștii de protecție, evitarea zonelor supraaglomerate, igiena personală, distanțarea fizică, aerisirea spațiilor închise și vaccinarea. Sunt cele două pachete de măsuri extrem de importante. Dacă vrem să evităm decesele în perioada următoare, trebuie să ne vaccinăm. Dacă vrem să evităm numărul de infectări, trebuie să respectăm măsurile de prevenire nefarmaceutice, mască, distanțare și evitarea zonelor supraaglomerate și igienă împreună cu vaccinare. Deci aceste două măsuri sunt extrem de importante, folosite împreună. Și în ceea ce privește cifrele la care vă așteptați în următoarea lună, ținând cont de datele pe care le avem, iată, acum? Este evident că dacă se menține această creștere exponențială, vedem că, practic, în ultimele două săptămâni avem o creștere de 2,5 ori a mediei cazurilor la 7 zile, adică la început de septembrie aveam o medie a cazurilor la 7 zile de aproximativ 1.000, suntem la jumătatea lui septembrie și avem o medie a cazurilor la 7 zile de circa 2.500. Este un calcul simplu, matematic, care ne arată că în perioada următoare vom înregistra o creștere a numărului de cazuri. Tocmai de aceea, cred că populația trebuie să înțeleagă că avem în momentul acesta un risc crescut, foarte crescut, de a ne infecta în momentul în care suntem în zone aglomerate cu multe persoane și nu respectăm măsurile de prevenție. Mai am o întrebare. Au apărut acele informații pe surse guvernamentale, potrivit cărora certificatul verde digital ar putea fi soluția pentru a putea participa la anunț botezuri, concerte, alte evenimente cu foarte multe persoane, chiar dacă incidența este mai mare. În ce măsură acest lucru e o garanție că virusul nu se va răspândi și acolo, ținând cont de ceea ce se întâmplă deja? În ceea ce privește implementarea unei astfel de măsuri, aș propune să lăsăm întrebarea să fie adresată către colegii de la Ministerul Sănătății și Departamentul pentru Situații de Urgență, unde se evaluează în cadrul Comitetului de suport tehnico-științific astfel de măsuri și se decid la nivelul Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Sigur că
Aici vorbim de riscuri. O persoană vaccinată are un risc semnificativ mai mic să se infecteze. Și implicit, într-o populație vaccinată, răspândirea virusului este mult încetinită, numărul de persoane care se infectează este mai redus. De asemenea, o persoană care are istoric de trecere prin boală are un risc mai mic să se infecteze dacă e în primele 6 luni de la trecerea prin boală. Cu toate că, vedem, datele ne arată că activitatea neutralizantă a anticorpilor la trecerea prin boală cu o altă variantă virală nu acoperă suficient de bine infecția cu varianta Delta. Tocmai de aceea, repet, aceste măsuri sunt foarte importante în condițiile în care astăzi vorbim de o variantă virală extrem de bine adaptată față de ce am avut până acum. Este foarte important să ne vaccinăm și să respectăm complementar celelalte măsuri de prevenție. Doar așa limităm răspândirea virusului și, în mod direct, limităm numărul de persoane care ajung în spital și în terapie intensivă și care își pierd viața din cauza acestei boli. O mică completare, dacă îmi permiteți, domnule președinte, legat de utilizarea certificatelor digitale. Există, la nivel de legislație primară, creată posibilitatea de a extinde utilizarea acestora suplimentar față de punctele de trecere a frontierei. Acest lucru s-a întâmplat în urmă cu 2 săptămâni și din dispoziția domnului prim-ministru inclusiv se iau în calcul utilizarea acestui certificat în cadrul anumitor evenimente, precum nunți și alte evenimente sociale. Se analizează acest lucru atât la nivelul Ministerului Sănătății, cât și împreună cu colegii de la Departamentul pentru Situații de Urgențe, pentru că e nevoie de implementarea acestor măsuri de legislație secundară cu ajutorul CNSU. Și atunci sunt în analize posibilitățile de a implementa acest certificat digital. Un lucru însă este cert, acest certificat nu oferă o protecție biologică, este doar o modalitate sigură prin care se atestă că documentele de apartenență la o stare epidemiologică de vaccinare sau de testare sau de trecere prin boală, documentele respective sunt autentice și în interiorul perioadei de valabilitate. Acesta este avantajul pe care îl aduce prezentarea digitală a acestei dovezi. Aș vrea să completez și eu ceea ce a spus domnul secretar de stat. Este pur și simplu o chestiune tehnică. După cum știți, deja există prevederi care, în funcție de incidența din fiecare localitate, permit prezența la anumite categorii de activități a persoanelor care sunt vaccinate, a persoanelor care sunt testate PCR sau prin teste rapide. Chestiunea aceasta tehnică permite organizatorilor ca printr-o simplă aplicație să scaneze, exact așa cum a spus și domnul secretar de Stabaciu, și să verifice autenticitatea respectivului document. Bună ziua, Carla Tănasie, Digi24. Domnule doctor, aș vrea să-mi spuneți ce părere aveți despre o propunere pe care vrea să o facă, un proiect pe care îl va propune fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, acela ca vaccinarea să fie obligatorie pentru cadrele medicale, militari și, cred că, și personalul din învățământ. Aici, eu cred că lucrurile trebuie extrem de riguros analizate din mai multe puncte de vedere. Ce ne dorim în primul rând dintr-o astfel de măsură? În momentul de față, repet, în contextul variantei Delta, știm foarte clar că obiectivul campaniei de vaccinare este de a preveni forme grave de îmbolnăvire, spitalizările și decesele. Este impactul asupra transmiterii, asupra răspândirii virusului este mai redus comparativ cu vaccinarea pentru variantele precedente, pentru varianta britanică, de pildă varianta Alpha. Datele din Italia recente arată că o persoană vaccinată cu schemă completă, chiar în condițiile în care vorbim de varianta Delta, are un risc cu 77% mai redus să se infecteze. Deci, din acest punct de vedere, avem date care ne arată că vaccinarea reduce riscul de infecție și în cazul variantei Delta. Și, repet, prin faptul că cei vaccinați, chiar dacă fac boala o perioadă mai scurtă de contagiozitate, virusul se elimină mai repede, durata de evoluție a bolii este mai scurtă, evident că la scară largă, la nivel populațional, răspândirea virusului se încetinește. Deci această măsură, sigur, trebuie analizată, trebuie judecată extrem de atent în comisiile de etică, armonizată legislația, este o decizie care trebuie asumată la nivel înalt, ne uităm la modelele adoptate de celelalte țări. Eu rămân la
la opinia că în momentul de față populația trebuie să înțeleagă că dacă nu avem niciun fel de protecție, nici după boală, nici după vaccinare, riscul să ne infectăm în perioada următoare este foarte mare. Practic, aș putea îndrăzni să spun că în următoarele luni, acolo unde există aglomerări de persoane, unde există interacțiune crescută și expunere frecventă la multe persoane, aproape nicio persoană care nu are niciun fel de imunitate nu va scăpa fără infecție. Deci, practic, este o altă cale de imunizare, însă cu consecințe dezastroase asupra societății în general și asupra sistemului medical. Încă vorbim, de fapt, de pierdere de vieți omenești. Și astea se previn doar prin vaccinare. Puteți să ne explicați în momentul în care vom începe și noi să facem cea de-a treia doză, care va fi procedura? Va fi la liber, cum se întâmplă acum, sau va fi din nou o scriere pe platformă? Diferența față de debutul campaniei de vaccinare este legată de disponibilitatea dozelor. Practic, numărul de doze la acest moment este semnificativ mai mare, ceea ce ne permite ca în același interval de timp să includem mai multe categorii populaționale care pot beneficia. Dar atâta timp de pildă, când vorbim de personalul medical, vaccinarea se va efectua cu precădere în unitățile medicale proprii, adică în unitatea în care persoana respectivă este angajată. Pentru asta nu trebuie o programare, pentru că te vaccinezi la locul de muncă. Pentru celelalte categorii populaționale care se vaccinează la medicul de familie, chiar dacă inițial au făcut vaccinarea în centrele fixe, ei pot să facă doza 3, vârstnicii, la cabinetele de medicină de familie. În centrele sociale vom vaccina cu echipe mobile. Pentru restul, masa mare a populației, recomandăm evident utilizarea platformei de programare, tocmai pentru a exista o evitare a supraaglomerărilor într-un centru de vaccinare pe anumite intervale de timp, așa încât, practic, din experiența acumulată până la acest moment, cred că a fost toată lumea mulțumită și cei care au fost programați, pentru că s-a respectat în mare parte intervalul pe care l-ai selectat în vederea vaccinării și inclusiv în centrele de vaccinare s-au evitat acele perioade de supraaglomerare în care evident se creează nemulțumire. Deci recomandăm foarte mult ca oamenii să se programeze în platformă. Avem toate mijloacele prin care să facem acest lucru, în sensul în care avem serviciu de call center, putem să ne programăm prin aparținători sau individual sau prin medicul de familie. Deci, practic, există o modalitate extinsă de programare și, suplimentar, sigur că rămâne programarea, practic, prezentarea directă la centrele de vaccinare. Dar aici s-ar putea să existe perioade de timp în care să se aglomereze, mai ales la debutul perioadei de administrare a dozei 3. Vă rog să mai permiteți o singură întrebare. Spuneți-mi dacă mai aveți sesizări de la personalul medical din centrele de vaccinare în legătură cu așa numita vaccinare la chiuvetă, certificate false? Nu am mai avut sesizări de când la nivelul spațiului public au fost aduse în atenție acele cazuri particulare de emitere de certificate de vaccinare la persoane care nu erau vaccinate sau certificate false, falsificate. Nu știu dacă la nivelul Ministerului Sănătății au mai fost transmise astfel de sesizări, dar noi la CNCAV nu am mai avut. Este aceeași situație și la noi. Adică presupunem că au fost, așa cum am apreciat inițial, cazuri punctuale. Probabil mai sunt, dar oricum nu sunt oricum la nivel. Adică sunt chestiuni punctuale care nu sunt neapărat o chestiune de suspiciune de fals intenționat, ci dacă sunt, spre exemplu, în cazul de adeverințelor legate de testare, aici variabilitatea e mult mai mare. Dar oricum, au fost câteva chestiuni punctuale care s-au regăsit în sesizări. Nu mai este aceeași situație nici la noi. Bună ziua, Liliana Curea, ProTV. Spuneați la începutul conferinței că o persoană, în cazul variantei Delta, poate ajunge să îmbolnăvească 395.000 de persoane. În cât timp și în ce condiții? Ceea ce am vrut să spun este, de fapt, o estimare ca să înțelegem cât de transmisibilă este varianta Delta. Practic, de la o singură persoană care este infectată, se poate ajunge în două luni la aproximativ 390.000 de persoane
care sunt infectate cu SARS-CoV-2. Asta în condițiile în care, evident, ai o masă populațională receptivă, în condițiile în care există expunere crescută, adică interacțiune și mobilitate crescute, și în care nu se respectă celelalte măsuri. Oamenii nu se vaccinează și nu folosesc mască, nu se distanțează, nu respectă regulile de igienă. Practic, virusul se răspândește extrem de ușor și poate să genereze un număr foarte mare de îmbolnăviri. Ceea ce vreau să spun este că ne așteptăm ca numărul de cazuri în momentul de față să crească exponențial, tocmai ca urmare a faptului că varianta Delta este dominantă și ea se răspândește foarte ușor. Într-o populație, repet, cum este în momentul de față marea parte a populației României, cu mobilitate crescută, interacțiune crescută și se respectă foarte puțin măsurile de prevenție. Este o realitate. Trebuie să o acceptăm și să o recunoaștem, dacă vrem. Cam când credeți că vom avea 90.000 de cazuri pe zi, este, în ritmul acesta? Este greu. Cred că nu trebuie să venim, de fapt, cu mesaje care să inducă panică sau să speriem oamenii. Până la urmă trebuie să înțelegem că evoluția pandemiei și a situației epidemiologice ține de noi și ține de comportamentul nostru. Dacă vrem să schimbăm această situație din care vom beneficia cu toții, trebuie să ne implicăm activ. Adică să respectăm măsurile de prevenție, să încercăm ca și în jurul nostru să impunem respectarea măsurilor de prevenție, chiar la locul de muncă, și să înțelegem că doar în felul acesta, prin vaccinare și prin respectarea măsurilor de prevenție, putem să ținem situația sub control. Nu facem lucrurile astea, sigur situația nu va fi ținută sub control, pentru că virusul își vede de treaba lui și face ceea ce a învățat până acum, s-a adaptat și se transmite cu ușurință de la o persoană la alta. O întrebare pentru domnul secretar de stat, Andrei Baciu. Vedem că în fiecare zi crește alarmant numărul pacienților din ATI. Ce măsuri pregătește Ministerul Sănătății? Adică sunt spitale în care deja au început să fie amânate celelalte operații. În unele cazuri se reduce presiunea de oxigen pentru că sunt foarte mulți pacienți în secția de ATI. E în primul rând o chestiune importantă, aceea unei schimbări de paradigmă. Dacă până în momentul de față abordarea a fost aceea de a avea spitale desemnate special pentru tratamentul pacienților COVID-19, spitale COVID, după care sigur au fost și spitale de suport COVID și spitale non-COVID, cele care tratau alte patologii, și avea avantaje și dezavantaje o astfel de abordare, în special dezavantaje importante pentru pacienții cu boli cronice care au avut un acces mai limitat, tocmai din dorința de a remedia această situație, s-a schimbat paradigma în sensul în care toate spitalele din România vor avea o abordare mixtă, circuite COVID și circuite non-COVID. Acest lucru a fost planificat încă de la începutul verii și ușor, ușor s-au creat toate analizele care s-au creionat în planuri la nivelul fiecărui județ, organizate împreună cu DSP-urile și spitalele fiecărui județ, care numai că au făcut o trecere în o evidențiere și o analiză asupra paturilor, în special de terapie intensivă, că aici există limitele cele mai importante, dar și o ordine în care acestea sunt activate la nivelul fiecărui spital și la nivelul fiecărui județ. Aceste lucruri au fost transmise și cred că mare parte din cazuri sunt publice pe site-ul Direcției de Sănătate Publică și, practic, odată cu creșterea numărului de cazuri în ultimele două săptămâni, noi, împreună cu colegii de la Departamentul pentru Situații de Urgență și cu activarea nivelului de acțiune la nivelul centrului de la Ciolpani, practic am monitorizat implementarea acestui plan, pentru că acolo sunt descrise foarte clar pentru fiecare situație, pe măsură ce situația crește și se agravează, sunt din ce în ce mai multe cazuri, care sunt spitalele care se activează, care sunt paturile care trebuie să devină active, lucru care trebuie să se întâmple la nivel local, pentru că o altă problemă pe care am încercat să o evităm este aceea în care acest lucru se întâmplă cu dificultate. Și atunci, asta era un alt aspect important, revenirea la o capacitate potrivită fiecărui moment în parte de management al pacienților care au nevoie de terapie intensivă, trebuie să se întâmple rapid. Nu mai târziu de această dimineață am avut încă o ședință de pregătire cu toate direcțiile de sănătate publică din România, ședință condusă de domnul ministru al sănătății, domnul Ceche, și aici, pe lângă monitorizarea implementării acestor planuri la nivelul fiecărui județ,
Sigur că ne uităm și la distribuția resursei umane, pentru că și aici lucrurile variază. Sunt județe în care nu au suficient de multe patru, spre exemplu, însă beneficiază de o resursă umană mai generoasă, cum s-a întâmplat și în trecut, și aceasta trebuie armonizată în funcție de capacitățile fiecărui județ de a face față. Mai mult, în afară de partea efectivă de paturi active și de resursă umană, acestea fiind principalele limite și dificultăți, la nivel de echipamente medicale, la nivel de aparatură, aici nu mai sunt probleme, deci nu ar mai trebui să fie probleme, pentru că și aici lucrurile s-au luat din timp. Echipamente de protecție, aparate de ventilație, diverse tipuri de alte aparate necesare în terapie intensivă, cât și la nivelul de medicamente pentru protocolul de tratament pentru COVID-19. Deci toate aceste acțiuni au fost în desfășurare în ultimele săptămâni, sunt în desfășurare în continuare și o să comunicăm pe măsură ce se apar elemente noi, însă ca punct de reper, de la preluarea mandatului de către domnul ministru Ceche au fost activate 200 de paturi de terapie intensivă suplimentară, deci în mai puțin de o săptămână. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Bună ziua, Adrian Vasilache de la Hot News. Pentru domnul Gheorghiță, ați prezentat un scenariu alarmant. Ați spus că în următoarele luni, acolo unde sunt aglomerări de persoane, aproape nicio persoană care nu are nicio formă de imunizare nu are șansa să scape de infectare. Cam în cât timp mai precis s-ar ajunge la acest scenariu și cum intenționați să stopați, ce măsuri luați, dincolo de a recomanda populației să se vaccineze? Respectarea celorlalte măsuri de prevenție este principala barieră care limitează răspândirea virusului. Aceste două măsuri, cele nefarmaceutice, și le repet, mască, distanțare fizică, igienă, aerisirea încăperilor, evitarea zonelor supraaglomerate, evitarea călătoriilor neesențiale, împreună cu vaccinarea, fac să scadă pe de-o dată probabilitatea să ne infectăm și în cazul în care ne infectăm să facem o formă asimptomatică sau o formă ușoară de boală și să nu ajungem să facem acele forme grave, să ajungem la spital, să colmatăm sistemul medical, să întrerupem activitățile economice și sociale și așa mai departe. Deci, repet, este o problemă de înțelegere. Cu cât înțelegem mai repede acest lucru, cu atât vom putea să ținem sub control situația epidemiologică din țara noastră. Păi, aceste lucruri cumva se întâmplă. Nu se întâmplă, pentru că nu se respectă. Le comunicăm. Da. Ce faceți dumneavoastră ca măsuri pentru a evita totuși această situație, dincolo de a recomanda populației? Aici sigur că există măsuri. Intenționați să puneți restricții? Sau? Nu intră în atribuția comitetului, dar sigur, aceste tipuri de măsuri care au ca obiectiv limitarea răspândirii virusului prin alte mijloace decât prin vaccinare, sunt analizate periodic, la interval de 2 săptămâni, de colegii din grupul tehnico-științific și se propun o serie de măsuri în funcție de rata de incidență cumulată. Sigur că se au în vedere aceste scenarii de evoluție, vedem că în cazul în care rata de incidență depășește 2 la mie, se reinstituie obligativitatea purtării măștii în zonele supraaglomerate, chiar și în spații deschise, în stațiile pentru mijloacele de transport în comun, în piețe și așa mai departe. Deci se au în vedere o serie de măsuri care au existat până la acest moment și care probabil progresiv vor fi reimplementate în funcție de situația epidemiologică. Dacă domnul doctor Călin Alexandru vrea să completeze. Da, aici lucrurile sunt suficient de clare în sensul în care legislația prevede care sunt acele măsuri restrictive care sunt în mod direct corelate cu incidența cazurilor din fiecare localitate. Și exact așa cum a spus și domnul președinte, doctorul Valeriu Gheorghiță, ele sunt restricțiile sunt graduale în funcție de nivelul de incidență. Există inclusiv și mass media a relatat aceste chestiuni, s-au luat măsuri în anumite localități mici în care au fost reintroduse restricții în funcție de această evoluție a incidenței. Deci ele vor continua pe aceeași formulă în conformitate cu prevederile legislative, astfel încât să fie direct proporționale nivelul acestor restricții cu incidența cazurilor. Această abordare, care este o abordare flexibilă, și-a dovedit eficiența în cursul valului anterior. Mulțumesc. O
altă întrebare. Ați spus tot pentru domnul Gheorghiță că se transmit în spațiu public tot felul de mesaje, că persoanele vaccinate îmbolnăvesc persoanele nevaccinate și că din punct de vedere... sunt un pericol pentru persoanele nevaccinate, ceea ce evident că este o informație complet eronată. Păi de ce? Persoanele care se vaccinează pot să transmită virusul și se pot îmbolnăvi. E un fapt științific. Este un fapt științific, dar, repet, trebuie să ne uităm la riscuri. Și dacă dintr-o populație vaccinată, complet, au 77% risc să se infecteze, înseamnă, pe românește, că din 10 persoane vaccinate cu schemă completă, 7 dintre ele nu se vor infecta, chiar dacă stau într-o populație unde există risc de expunere la infecție. 3 se vor infecta. Dacă acele 3 persoane, la rândul lor, vor intra în contact cu persoane vaccinate, practic, marea parte a persoanelor vaccinate expuse nu se vor infecta. Când într-o astfel de populație mai implementăm și celelalte măsuri, cum ar fi masca de protecție, evident că riscul de transmitere scade foarte mult. Asta vreau să spun. Deci nu vorbim, e ca și cum persoanele nevaccinate reprezintă un risc pentru persoanele nevaccinate. Reprezintă o situație epidemiologică de risc ca urmare a interacțiunii atunci când nu se respectă măsurile de prevenție. Dar nu putem afirma că persoanele, pentru că se înțelege greșit, că persoanele vaccinate au un risc mai mare să îmbolnăvească persoanele nevaccinate, ceea ce este complet eronat și oamenii trebuie să înțeleagă realitatea. Persoanele vaccinate cu schemă completă au un risc mai mic să contracteze boala, să se infecteze și au un risc mai mic să-l răspundească. Pentru că perioada de timp în care ești contagios este mai scurtă. Cu cât perioada în care un om este contagios este mai lungă, cu atât va infecta în interacțiunea lui cu multe persoane, mai multe persoane. Cu cât această perioadă este mai scurtă, va infecta un număr mai mic de persoane. Ok, riscul totuși există, chiar dacă este mai mic. Riscul există. Nu vorbim de riscuri zero sau de riscuri de 100%. Noi vorbim de un risc mai scăzut sau de un risc mai crescut. Tocmai de aceea, în contextul în care vorbim de varianta Delta, este important ca și persoanele vaccinate să respecte celelalte măsuri de prevenție, cum a fost până acum. Știm foarte clar că în România nu s-au luat astfel de decizii care să diferențieze, dacă vreți, anumite măsuri nefarmaceutice la persoane vaccinate versus persoane nevaccinate, doar în situația în care vorbeam de spații închise, de birouri, în care era prevăzută, practic, posibilitatea ca persoanele vaccinate cu schemă completă, dacă nu era un număr mai mare de 5, să pot să stea și fără mască. De ce? Din același motiv pe care vi l-am spus. Dar vorbeam de varianta Alpha. Era o tulpină care avea un alt comportament față de răspunsul imun după vaccinare. Dar ținând cont de faptul că există acest risc, de faptul că varianta Delta are această răspândire exponențială, ați vorbit de pericole în ceea ce privește aglomerările de persoane. După festivalul de la Cluj, spre exemplu, unde ați permis un acces destul de mare de persoane, cu respectarea unor măsuri, organizatorii au respectat ceea ce a ținut de modalitatea de acces. Oamenii au respectat. Dar dumneavoastră ați urmărit ce s-a întâmplat după acest festival? Cum normal, ați urmărit? Am urmărit și ce s-a întâmplat toată vara pe litoral, să știți. Am urmărit ce se întâmplă la nivel populațional. Cum? Am urmărit ce se întâmplă la locurile de muncă, peste tot. Oamenii nu respectă în cea mai mare măsură măsurile de prevenire, pentru că au, repet, de cele mai multe ori, avem o percepție a riscului mult diminuată. Și aici vorbim de riscul de îmbolnăvire, de riscul de infecție. Ori când tu consideri că tu nu te poți infecta, că nu vei face această boală, evident că tendința firească este să nu respecti celelalte măsuri de prevenție, care sunt transmise și care sunt, în anumite condiții, foarte bine prevăzute într-un cadru legal, adoptat, care este cunoscut de foarte mult timp. Aici, la Cluj, ați urmărit, spre exemplu, câți participanți au arătat că sunt vaccinați, câți sunt testați negativ, câți trecuți prin boală, ca să vedeți, repet, urmările asta este, după acest asta eveniment? A reglementat accesul la acel festival pe baza celor 3 elemente, fie dovada de vaccinare, fie de istoricul de trecere prin boală, fie prin testare. Și ce ați constatat după acest eveniment mare? Că ați zis că urmăriți. Vis-a-vis de ce? Au crescut numărul de cazuri? Este mult prea devreme să evaluăm în momentul de față care este impactul. Foarte probabil că în următoarele 7-10 zile vom vedea care va fi
impactul din punct de vedere epidemiologic. Apoi, aveți o strategie să faceți o testare mai mare, luând în calcul că și cei vaccinați se pot îmbolnăvi sau transmite virusul? Aici cred că eu apreciez foarte mult întrebările dumneavoastră, doar că deviem de la tema conferinței de presă. Este o temă legată de vaccinare. Tot ceea ce înseamnă măsuri complementare, politici de testare, de secvențiere, nu fac parte obiectul, nu țin de această conferință de presă, pentru că nu sunt ceilalți experți implicați în aceste decizii la această masă și nu vreau să răspund sau să emit păreri, pentru că nu e cazul. Okay, Andrei Șervan, Radio România. Credeți că luna aceasta Agenția Europeană a Medicamentului va da undă verde pentru a treia doză? Ne așteptăm ca în prima parte a lunii octombrie. Probabil că până pe 4-5 octombrie vom avea o recomandare în acest sens, da. Și apoi vom începe pentru o săptămână? Sau? Noi vom fi pregătiți, evident, în următoarele zile să putem să demarăm această activitate. Despre maratoanele de vaccinare, au fost de succes, vreți să le reluați? Ne-am gândit la această variantă pentru momentul în care vom ajunge la restul populației, la populația largă, la populația generală vaccinată, să putem asigura un acces mai facil cu organizarea unor astfel de evenimente. Deci da, avem în plan astfel de activități. La a treia doză? Pentru a treia doză, dar repet, când vom ajunge la momentul respectiv, adică la categoria de populație generală. Mulțumesc. Vă rog. Luana Rotaru, reporter la Antena 3. Ce ar trebui să facă persoanele care s-au vaccinat în luna ianuarie? Mai au sau nu anticorp? Ar trebui să se testeze? Să determine nivelul de anticorpi, vă da. Referiți. Mai este practic valabil vaccinul? Cu siguranță da, vaccinul este valabil. Datele ne arată în momentul de față că se menține eficiența pentru prevenirea spitalizărilor, pentru prevenirea formelor grave, pentru prevenirea deceselor. Da, se înregistrează cazuri la persoanele în general imunodeprimate, persoanele vârstnice, peste 80 de ani, persoanele cu afecțiuni cronice, de chiar cazuri cu forme moderat sau severe, cu indicație de internare, în ciuda faptului că sunt vaccinate. Și din acest punct de vedere, există această recomandare ca, după un interval de cel puțin 6 luni, să se administreze această doză de rapel, care practic va întări mai mult răspunsul imun, în condițiile în care este vorba de varianta Delta. Austria a stabilit că vaccinul este valabil, practic ai anticorp timp de 6 luni. Noi avem un termen oficial? Nu există un termen oficial nicăieri. Nu există un termen trasat 6 luni, 7 luni, 8 luni. Răspunsul imun este mult mai complex din punct de vedere al reactivității față de o infecție anume. Tocmai de aceea noi iarăși vorbim de tendința de a observa că apare un număr mai mare de cazuri la persoane vaccinate după un interval de timp și ne uităm și care dintre aceste persoane fac mai frecvent aceste infecții. În momentul de față știm că cei imunodeprimați și cei vârstnici au un risc mai mare să facă aceste cazuri de infecții chiar fiind vaccinate. De aceea ei vor fi prioritizați pentru prima etapă în care vom începe administrarea unei doze suplimentare, unei doze de rapel. Și când credeți că se va întâmpla acest lucru? Când vom vedea primul român vaccinat cu doza 3? Noi sperăm ca luna octombrie. Luna octombrie. Bun, ce șanse avem să ne întoarcem la restricțiile din primăvara anului 2020 în contextul în care vedem această tendință de creștere a numărului de îmbolnăviri? Aș prefera să nu avem astfel de întrebări pentru că, repet, la nivelul comitetului nu avem astfel de evaluări asupra măsurilor care ar trebui impuse și nefiind experții care sunt implicați în formularea unor opinii în baza cărora să se ia la nivel de CNSU aceste decizii, nu cred că are rost să detaliem aceste Veți propune dumneavoastră sau domnul Baciu, celor de la CNSU, ca accesul în mall-uri, în restaurante sau în teatre să fie permis doar cu certificatul verde? La nivelul DSU există un grup foarte mare de experți în cadrul Comitetului de Tehnico-Științific. Atât experți în domeniul medical, cât și pe alte tipuri de
activități. Tocmai de aceea, repet, toate aceste propuneri sunt evaluate de colegii noștri și se propun în funcție de fundamentarea științifică a lor către adoptare, către implementare. Ar trebui ca accesul la anunți, botezuri sau alte evenimente de genul acesta să fie permis doar cu certificatul verde și în ce situații? Părinte, a fost un pic mai devreme o discuție pe această temă. În momentul de față există niște prevederi care, în funcție de incidența cazurilor din localitatea respectivă, permit accesul pentru anumite categorii de evenimente persoanelor care sunt vaccinate, persoanelor care sunt testate sau persoanelor care au trecut prin boală. Deci, în momentul de față, cadrul legal deja are aceste prevederi. Ceea ce este în discuție într-o perioadă următoare este dacă această evaluare a situației, a statusului fiecărei persoane, se poate face prin intermediul acestui certificat verde, care poate să fie emis în oricare din aceste situații. Adică este o chestiune tehnică care va permite aplicarea unor măsuri care deja există într-o formulă care să fie mai ușoară. Deci nu e o chestiune care să modifice practic modul de acces, ci pur și simplu modul de verificare a accesului. Aș mai avea nevoie și de o cifră privind numărul total de vaccinați din România. 3,28 de milioane de persoane, cu cel puțin o doză, și peste 3,2 milioane de persoane vaccinate complet. Dar toate aceste date sunt prezentate zilnic în cadrul comunicatului 5,28 de milioane de persoane cu cel puțin o doză și peste 5,2 milioane de persoane vaccinate complet. Aceste date se regăsesc zilnic în comunicatele de la ora 18 pe care le transmitem. Mulțumesc. Cu plăcere. Poate să mai, dacă se mai poate o precizare, legat de administrarea celei de-a treia doze, că erau cele două categorii, doza adițională și doza de rapel. Dacă se presupune că cineva decide acum să se vaccineze și începe cu doza 1, doza 2, doza 3, peste cât timp va fi? Dacă, să zicem că face cu Pfizer? Dacă este o persoană din acele categorii de risc, cu imunosupresie, schemele propuse sunt la 4 săptămâni de la cea de-a doua doză. Deci, practic, 0, o lună, 2 luni. Cam aceasta este recomandarea. Pentru Pfizer știm că practic doza 2 e la 21 de zile. Vom vedea ce recomandă Agenția Europeană a Medicamentului. Probabil că va rămâne tot un interval de 4 săptămâni, 3-4 săptămâni. De trecerea prin boală, că nu se recomandă celor care au trecut deja prin boală, dacă au avut o formă asimptomatică și n-au știut? Au avut o formă asimptomatică. Noi știm că persoanele care fac forme asimptomatice, într-un procent semnificativ, nu dezvoltă anticorpi. Sau chiar dacă dezvoltă, ei se pierd foarte ușor. Aici, evident că nu avem de unde să știm și nici nu putem dovedi acest lucru. Noi ne raportăm la cazurile care sunt în evidență, care sunt cunoscute, raportate. Mulțumim și noi. Mulțumim mult. O zi bună.